Ok, chiar și așa, prezentarea domnului Tudorel Toader, cu felul său de a vorbi, felul lui de a vorbi, de a vorbi acum de prezentare. Impecabil. Werner deja a zis că el n-a înțeles, că nu e clar. Și că o să se uite la raport. Bine, eu vă garantez că poate să se uite încă de 100 de ori, va decide că tot nu e clar. Și că nu sunt motive și nu va revoca pe Chioveș. Și toată lumea acum așa, să vedem ce va spune CSM-ul. Vă spun eu ce va spune CSM-ul, că nu mai stai lumea încordată. În cazul în care aveați o încordare, vă spun eu că e simplu. Tocmai există un proces. Deci, inspecția judiciară a dat în judecată secția de procurori a CSM că ei și-au permis să scoată din raportul inspecției judiciare pasajele care o vizau negativ, desigur, pe Chioveș. Deci asta și-a permis să facă secția de procurori din CSM. Ce crezi că va zice secția de procurori din CSM în legătură cu raportul lui Tudorel Toader? Ia ziceți-mi. Oricum, avizul CSM este consultativ. Ceea ce v-am spus, dacă îl tipărești pe hârtie moale, îi dai întrebuințarea potrivită. Vă reamintesc, o fac de fiecare dată, e pe bază de fapte, nu de harneală. Când a pus-o prima dată Băsescu, Păchiove și ministrul la justiție, avizul CSM, consultativ, desigur, a fost negativ. Deci CSM-ul de atunci a zis că nu e bună Chioveș. Ce a făcut Băsescu? S-a șters cu el la cur, cu avizul. Și a numit-o pe Chioveș. Deci avizul CSM oricum valorează nimic. Dar vă spun că va fi negativ. De ce? Pentru că dacă i-așa au permis să scoată din raportul inspecției judiciare pasajele negative la adresa lui Chioveș, ce credeți că? Adică e la mintea cocoșului. Bun. Și va ajunge propunerea la Werner, care va spune, nu știu, nu înțeleg, nu mă interesează, nu știu, nu. Și e și avizul CSM negativ, nu. Ok. Problema în România, stimați cetățeni, nu este strict Chioveși. Adică, domne, dacă de mâine ar schimba-o pe Chioveși cu Moveși, băi, ce tare ar fi. Nu, să nu ne păcălim, adică, Eu nu sunt atât de înflăcărat în legătură cu schimbarea lui Chioveș și în sensul în care îmi dau seama că, sigur că e o problemă mare, dar e o parte din problemă. Problema mare este că noi în România nu avem procurori. Știu, mulți spun, nu că nu toți sunt la fel, din punctul meu de vedere toți sunt la fel. De ce toți sunt la fel? Pentru că chiar și în actualul context legislativ, dacă, de exemplu, un procuror care prin lege este independent, este independent prin lege, dacă mâine un procuror, dacă azi un procuror care ar fi fost ca un procuror ar fi vrut să-i facă un dosar penal lui Giluela, că am auzit-o cum învăța martorul să îi spunea martorului ce trebuie să mărturisească, așa, dacă azi i-ar face un, poate să-i facă un dosar penal lui Giluela, ați auzit că i-a făcut? Un procuror s-a sesizat văzând în... De asta, a se scutii. Nu toți procurorii, ai de, pe cuvânt, a se scutii. Eu mă uit în continuare, în fiecare zi, aproape în fiecare zi, chiar în fiecare zi, că mai am și altă treabă, mai am și pariuri de pus, bani mulți de câștigat, aproape în fiecare zi mă uit pe Facebook unor interlopi. Interlopi, adică nu există niciun fel de interlopi adevărați, care fac cămătărie, trafic de persoane, astea. Recuperări. Unii dintre ei au și dosar penal. Păi, pe dosarul penal al acelui interlop, eu am câțiva avizați, că sunt unii care și-au permis să mă amenințe pe mine. Și atunci le țin contul. Mă uit așa, pe contul de Facebook. Adică își spun, ia să vedem ce a mai făcut domnul interlop amenințător. Ia să vedem. Știi și moi? Mă fac bine în general. Să plimbă pe planetă, să duc în excursii exotice, n-au muncit o zi în viața lor, vă dați seama, dar sunt plin de bani. Adică asta se întâmplă în România, unde e statul de drept, justiția și procurorii și mă, a se scuti cu astea. Deci, din punctul meu de vedere, nu există procurori în România. Simplu. Că o să fie Chioveși și Moveși și Băveși și Söveși. Bine. Sigur, ideal ar fi să nu mai fie această mitomană. Este jignitor pentru noi oamenii cu trei circumvoluțiuni măcar valabile, pentru aia cu un hashtag, pentru aia două cuvinte. Prin două cuvinte sunt suficiente, pentru aia e lumea lor, ok, nu sunt ei de vină. Atâta pot. Pentru noi ceilalți e jignitor faptul că această mitomană este în funcție. Absolut jignitor. E la patrulea mandat, adică nu. Este ceva odios. Dar
Dacă mâine nu mai e Chioveși și vine în locul ei Măveși, nu vă imaginați că vai de mine să vedeți cum funcționează justiția. Și nu o să mai fie, de exemplu, dosarele făcute de-astea. Haideți să facem un denunț. Tu doar stai aici, uită-te pe Facebook și când terminăm noi denunțul, semnezi. După care îl înveți și când te cheamă la înalta curte, îl reciți. Credeți că va dispărea această manieră? Nu. După care, oricum ar fi procurorii, iar procurorii în România, din punctul meu de vedere, sunt daună totală. Total! Dai seama, mă, cum se uită unii, s-au uitat niște procurori la emisiunea asta. Mamă, dacă îl prind pe Badea. Mamă, dacă îl prind pe Badea, vreau să-l paradez să moară calul paradez, că de 10 ani l-am pândit pe ștoalfă. Că m-a înjurat de mama și când l-am prins, l-am paradit. Dai seama că sunt procurori acum la televizor. Mamă, când l-o-i prinde pe Badea, îl paradesc. Dar și eu pe tine. Problema în România este că și judecătorii, cu toată dragostea, oricât de dilimaci ar fi procurorii, oricât de portocală, oricât de giluieli, uni, chioveși și alte făpturi ar fi procurorii, totuși lucrurile abominabile care s-au întâmplat în România nu s-ar fi putut întâmpla fără concursul unor judecători. Aici fac totuși niște distincții. Nu pot să spun toți judecătorii din România sunt praf. Nu. Dar având totuși o experiență pe care nu mi-am dorit-o, dar am dobândit-o, în pofida dorinței mele, șansele sunt, când pășești într-o instanță din România, oricum ai fi, dar mai ales dacă ești nevinovat, șansele sunt să-ți iei daună total. Eu am văzut, doi mulți judecători care nu înțeleg, de exemplu, ce e evaziune fiscală. Fiind totuși foarte simplu, ei au înțeles, mulți judecători, ascultați-mă ce vă spun, am văzut cu ochii mei, m-am închinat. Zic, Doamne, ferească Dumnezeu. Deci mulți judecători în România, eu i-am văzut. Nu mi-a povestit cineva, i-am văzut eu. Înțelegeau că dacă ai datorii la stat, înseamnă că ai făcut evaziune fiscală. Nu, tocmai evazionistul fiscal n-are nicio datorie, tocmai asta e problema. A făcut să pară că n-are datorii. Adică, bun, daună totală. Îți dai seama, dacă intri pe mâna uneia, s-a terminat, prietene, nu înțelege nimic din nimic. Bun. Nu mai intru în alte detalii. Revenind. Sigur că este absolut jignitor pentru noi cei care nu suntem niște roboți teleghidați cu creierul spălat de lozinci și titluri inepte de pe Facebook. Este odios că această făptură sufrageristă este în funcție. Odios. Multe sunt lucrurile odioase. Parte din lucrurile odioase din România, adică la lucrurile astea odioase, contribuim și noi prin inactivitate. Dacă este să apreciez ceva, și apreciez, sincer apreciez, la ăștia cu hashtag, este acțiunea, sunt de acțiune. Enunțuri din două cuvinte, că atâta pot. Una, două, tu dacă le prezinți o situație concretă, aud cu urechile lor ceva îngrozitor, văd cu ochii lor ceva îngrozitor, îți vor răspunde cu o lozincă pentru că creierul lor atâta poate. Dar sunt de acțiune. Bă, cu lozinca aia, au spus lozinca și se încolonează și cu lozinca aia, dar sunt de acțiune. Adică nu spun lozinca și stau pe canapea. Nu! Spun lozinca și o tirează. Și tu le zici, bă, dar stai puțin și cu penalii. Stai mă puțin, am înțeles cu penalii. Fii atent însă. Ok, deci, dar sunt de acțiune. Pe când ăștia deștepți cu circumvoluțiuni, cu domne, care au reușit să reușesc să fie atenți la tot discursul lui Tudorel Toader și să-l și înțeleagă, ăia stau pe canapea de deștepți ce sunt. Deci ăia stau pe canapea, tati. Și asta este odios. Și se făicăresc. E trist. Da. Dacă populația României zdravănă la cap, validă din punct de vedere intelectual, încă din februarie anul trecut, când lucrurile erau clare, zic că nu erau clare din februarie. Zic că erau clare după ce a dat Curtea Constituțională hotărâre în care le-a zis, băieți, ați încurcat separația puterilor în stat. Populația validă a României putea să facă așa. Fiți atenți. Atât. Și se termina. Atât. Încă o dată vă spun. Populația validă a României, fii atent, ce trebuia să facă, adică ce putea să facă, nu ce trebuia. Ce putea să facă? Deci se uita populația validă a României, înțelegi? Se uita așa. Și făcea așa. Ridica așa o sprânceană, după care făcea așa.
Dar fără să se grăbească, făcea așa. Atât. N-a făcut. Atunci bine, un cântec vesel să cântăm.